toamnă frumoasă, lungă, plăcută, cum să văd. Asta să fie explicația? Asta este. Se încălzește atmosfera, cum s-ar spune. E un semn oarecum interesant, în sensul că vremea castanilor a trecut. Toamnă lungă? Da, îmi ajută. Cum mi se pare? Sunt foarte frumos. E normal toamna? Numai de acum începe toamna. Bine, să fie, foarte să fie toamnă lungă, să fie un semn? Cum vă explicați? O să fie o toamnă grea, mai ales iarna după toamnă. Cum a fost și vara. Aha. Minune de toamnă? Minune de toamnă. Asta e schimbările, fi. Ai, ce faină e. Nu l-ați văzut până acum? Da, acum m-ați luat pe mine. Da, vă întreb. Nu. Vă place? Îmi place. E semn bun, toamnă lungă? Cum da, vedeți? Da, înseamnă toamnă lungă. Nu e nicio problemă. Nu trebuie să ne gândim la rele. Timpul așa, în așa fel, face, să vă zic, simte căldura. E obișnuit să înflorească așa? Nu prea. Schimb, datorită schimbărilor de timp, putem aștepta. Deci clima, să zicem, ca clima, da, influențează mult. Trebuie să fie experiențele astea care se fac pestul sau în aer. Doamne, e clar că e doamne. Era bine acum că nu mai aduceați o altă. Hai, Alin, hai și comentează. Să vedem, miroase ce ziceți? Hai să vedem. Miroase ca primăvara. Sigur. Acest fenomen, mai puțin obișnuit, dar totuși se întâmplă, este datorat condițiilor de climă înregistrate în acest an și, mai precis, în perioada vară-toamnă. Temperaturile extreme înregistrate, începând cu luna iunie și până la sfârșitul august, concretizate prin valori până la 38-40 de grade Celsius, asociate cu seceta prelungită și și cu o umiditate atmosferică scăzută, au determinat o perturbare a proceselor fiziologice a tuturor plantelor, în special a arborilor și pomilor. În acest caz, pomii, toată rezerva de hrană și-o alocă organelor vegetative noi și anume inflorescențelor, în loc să se pregătească pentru intrarea în repaus vegetativ, pentru maturarea lemnului și astfel rezistența speciilor pomicole și arboricole să fie mai bună pentru unghețurile din iarnă.